Sunt Luigi Nițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. Frați și surori, suntem în această seară în casa lui Dumnezeu și am cântat, ne-am rugat împreună, ne-am pregătit inima. Motiv pentru care am venit aici, să ne pocăim. Pocăința este un lucru personal. Este ceva pentru care trebuie să faci efort. Ca în oricare alt domeniu al vieții, unii rămân în urmă, alții o iau înainte. Și din punct de vedere financiar, unii sunt mai înainte, au bani și de rezervă. Alții sunt mai în urmă, au bani de datorează, bani altora. Din punct de vedere al sănătății, unii sunt mai sănătoși, alții sunt bolnavi și de-abia reușesc să se achite de responsabilitățile vieții. Și, în general, în toate aspectele vieții, unii sunt mai în față, alții sunt mai în urmă. Și din punct de vedere al pocăinței este la fel. Dacă stai să te uiți la toate lucrurile de pe pământ, e greu de crezut că vei ajunge în cer. Ca să ajungi în cer, trebuie să te uiți spre cer, să te lași preocupat și motivat foarte puternic de cer, să neglijezi ce se întâmplă în jur și să te lupți foarte mult cu tine ca să nu reacționezi omenește la ce ți se întâmplă omenește. Să nu reacționezi firește la ce ți se întâmplă firește. Pentru că există riscul să te implici în războaie firești, în războaie omenești, în războaie de idei, în războaie de cuvinte, în războaie de partide, în războaie de școli teologice, în războaie de familie, în războaie de tot felul de războaie. Și să rămâi în aceste războaie întristat, amărât, rănit, să nu mai ai pace, să te duci în casă să n-ai pace. Și în casa ai aer condiționat și cu tot aerul condiționat n-ai pace. Și un african care moare de foame moare fericit. Și să umbli într-o mașină de 2-3-500 de cai putere. Și să umbli amărât și întristat și stresat. Și un african care săracu umble pe jos. Are pace. Frate drag, ascultă-mă, caută-L pe Dumnezeu și nu te implica în aceste lucruri. Iar dacă totuși vrei să te implici, nu mergi pe un drum bun. Pocăința este un lucru personal. Dacă ceva nu merge bine, nu da vina pe altul. Pocăința e un lucru absolut personal. E ușor să dau vina pe cineva datorită business-ului, dar e problema mea. E ușor să dau vina pe altcineva în problema familiei, dar e problema mea. Cine poate să repare problema de familie a cuiva decât soțul și soția? În seara aceasta continuăm încercarea permanentă a lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt și prin Scriptură să ajungă la inima noastră și să ne convingă că în toate generațiile au fost oameni care au câștigat și oameni care au pierdut. Și să ne spună următorul lucru, dragi frați, dragi surori, nu pierdeți pentru că aveți oportunitatea să câștigați. Suntem în această seară la învățătura biblică despre rugăciune. La a doua parte a acestei lecții despre rugăciune. Data trecută a fost mai mult o prezentare devoțională, o prezentare din inimă, mai puțin una teologică și biblică. Nu biblică în sensul că n-a fost biblică, a fost împotriva Bibliei, ci a fost ceva mai mult din inimă care să motiveze, să vă spună că vorbim despre rugăciune, timp în care prezența la rugăciune este înlocuită cu multe alte activități care de fapt înseamnă lipsă. Nu doresc să vină nimeni la rugăciune de silă. Vreau doar să vă spun că trăim vremurile sfârșitului când dragostea celor mai mulți se va răci. La unii se răcește de una, la alții se răcește de alta, dar dragostea celor mai mulți se va răci.
Vă sugerez cu toată dragostea și cu toată responsabilitatea, uitați-vă la dumneavoastră personal și analizați-vă cu mult discernământ să vedeți nu cumva s-a răcit dragostea. Degeaba spuneți că s-a răcit pentru că n-are importanță motivul. Dacă s-a răcit, răceala aceasta înseamnă vinovăție și pierderea trenului. Fiecare are un motiv când se răcește dragostea. Cel care are accident, unul are motivul că a fost beat, unul că a dormit la volan, unul că a vorbit la celular, dar ce importanță are? Săracul a murit. Asta e important, că a murit, i-a rămas copiii pe drumuri. Vă chem în seara aceasta la o prezentare puțin mai teologică, mai argumentată despre rugăciune în urma celei care a fost prima parte și care a fost din inimă. Din inimă pentru că sunt frustrat să văd o generație care a umblat de-a lungul zecilor de ani cu Dumnezeu și nu știu ce să cred despre problema rugăciunii. Nu știu de ce oamenii vorbesc despre Dumnezeu și nu vin să se roage. Creștinismul vremurilor noastre pune în fața amintiri. Amintiri care dovedesc dedicarea altora, a părinților noștri. Sau dedicarea noastră cândva. O dedicare care astăzi s-a oprit din N motive. Dacă Domnul Iisus Hristos ar fi oprit în grădina Ghețimani, avea motive să se oprească? Avea. Era, tocmai prezentase unul, tatăl greu. L-ar fi apreciat tatăl că s-a oprit pentru că a fost greu? Nu! L-ar fi apreciat tatăl pe Pavel că s-ar fi oprit în pușcărie că era greu? Nu! L-ar fi apreciat tatăl pe Petru că s-a oprit că ar fi fost greu? Nu! Dacă Ștefan s-ar fi oprit când era gata să fie omorât cu pietre, era om! Fraților, iertați-mă, îmi retrag tot ce am spus, lăsați-mă în viață. L-ar fi apreciat tatăl? Nu! Oamenii care l-au iubit pe Dumnezeu au acceptat să moară, dar să nu se dea înapoi. De ce ne dăm înapoi pentru tot felul de lucruri mărunte? Frustrări, nemulțumiri și multe, multe alte lucruri, anumite dureri, ocupat la serviciu, unul e prea tânăr, unul e prea bătrân, unul e prea obosit. De ce aceste lucruri ne sustrag din lucrarea lui Dumnezeu? Cu cine va face Dumnezeu lucrare dacă noi toți găsim câte un motiv? Pe ce umeri va apăsa imensa greutate a lucrării lui Iisus Hristos? Unde mai sunt oamenii care trec peste anumite dureri personale de dragul lucrării lui Dumnezeu? De ce suntem o generație așa de catifea? Frați dragi, fiecare dintre noi avem libertatea să fim cum vrem, dar vă rog din suflet, uitați-vă în jur și o să constatați că ne consumăm în lucruri absolut mediocre, copilărești, în ambiții mici, în sensibilități mici, în nemulțumiri mici, timp în care lucrarea lui Dumnezeu ne așteaptă. Și fiecare dintre noi, datorită unor motive ca acestea sau similare, rămânem în urmă, dăm un pas înapoi. Dacă la necaz dăm înapoi, credința nu-i mare. Cartea aceasta este plină de oameni care au trecut peste ei de dragul lui Iisus, care au acceptat să piardă pentru ca Domnul să câștige, care au acceptat să se facă mici pentru ca Domnul să se înalțe. Vă chem în această seară, mai reflectați încă o dată la priorități. Vă rog, mai reflectați încă o dată la priorități. Este cinstit un om al lui Dumnezeu să rămână la un meci de fotbal ca să nu vină la adunare? Este cinstit să stai în nu știu ce parc și să joci volei la ora asta când Hristos te așteaptă la părtășie? Ce penticostalism și creștinism este ăsta? Eu pot să tac, dar dacă eu tac, vine altul în locul meu și vorbește. Frați dragi, asta nu-i pocăință. Mingea e mai importantă decât Hristos pentru unii. Părtășiile de la Starbucks e mai importantă pentru alții. E mai importantă pentru alții decât Hristos. Și fiecare are ceva mai important. $100 câștigați peste program. Și tot așteptăm să vină vremuri de înviorare. Și dacă nu sunt păstoriți de vină.
Eu pot să fiu cu minte, mai cu minte decât am fost până acum. Dar această cumințenie este mediocritate, este lingușeală și este fuga să vă spun adevărul pentru că nu mai mă iubiți și pentru că vă simțiți deranjați de critica mea. Eu nu vă critic cu superioritate. Eu nu vă vorbesc de sus. Sunteți frații mei. Vreau să știu că am spus tot ce am știut să spun. Pentru ca să vă atrag atenția, asta nu-i treabă. Oamenii al căror nume este în această carte au fost oameni care s-au jertfit pe ei, care au acceptat să fie omorâți. Au fost nebuni pentru Hristos, nu comozi pentru Hristos, nu oameni de catifea pentru Hristos. Data trecută am făcut o scurtă introducere și era gata să o continui în această seară. Vreau însă să revenim la studiul nostru despre rugăciune și să răspundem la câteva întrebări cu Scriptura, măcar că răspunsul Scripturii la întrebările acestea este cunoscut de cei mai mulți, dar vrem să dăm o învățătură care să ne aducă pe toți pe același drum în lucrurile importante, în lucrurile majore, fundamentale, în lucrurile de principiu. De ce trebuie să ne rugăm? De ce trebuie să ne rugăm? Pentru că în orice relație dintre două sau mai multe persoane există comunicare, iar comunicarea dovedește intensitatea relației. De câte ori vorbești cu mama pe zi, dacă mama este în oraș? De câte ori vorbești cu cel mai bun prieten pe zi, dacă prietenul cel mai bun ți-e în oraș? De câte ori vorbești cu iubitul sau iubita pe zi? De câte ori vorbești cu cineva cu care ai o relație de suflet sau o relație de business? Cu cât vorbești mai mult, cu atât relația e mai puternică. De ce oamenii vorbesc rar cu Dumnezeu? Pentru că relația spirituală cu Dumnezeu este o relație slabă. Citim în cuvântul Domnului, Tatăl nostru care ești în ceruri, dacă Dumnezeu ți-e tată, vei vorbi des cu El. Dacă ți-e unchi sau nepot de unchi sau unghi de nepot, atunci vei vorbi la Paște și la Crăciun, îl sun să-i spui sărbători fericite. În al doilea rând, trebuie să ne rugăm pentru că Biblia ne încurajează să ne rugăm, Biblia ne sugerează să ne rugăm, Biblia ne spune că trebuie să ne rugăm și ne poruncește să ne rugăm. Biblia știe că avem nevoie să respirăm, știe că avem nevoie să ne hrănim spiritual și atunci o pune sub formă imperativă ca să ne determine, să ne motiveze să ne rugăm. Și cuvântul Domnului spune, căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, chemați-L câtă vreme este aproape, Isaia 55:6. Faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri și aveți grijă, fiți atenți, vegheați la aceasta cu toată stăruința și cu rugăciune pentru frați. Efeseni 6:18. Stăruiți în rugăciune, vegheați în ea cu mulțumiri, Coloseni 4:2. Rugați-vă neîncetat, 1 Tesalonicenii 5:17. Iisus le-a mai dat o pildă ca să le arate că trebuie să se roage permanent, necurmat. În Biblie rugăciunea este o atitudine permanentă, nu un eveniment bisericesc. În al treilea rând, pentru că resursele și ajutorul în biserică, în familie și în viața personală vine de la Dumnezeu. Avem nevoie de resurse care nu sunt în noi. Iar rugăciunea este metoda prin care intrăm în tezaurul resurselor lui Dumnezeu. Spune Scriptura că trebuie să ne rugăm pentru ca să ne apropiem de Dumnezeu și prin această apropiere să punem mâna pe ce n-avem și de ce avem nevoie. În al patrulea rând, pentru că în felul acesta îl invităm pe Dumnezeu să rezolve problemele care ne depășesc. Alergați la Domnul și la sprijinul Lui. Căutați necurmat fața Lui, Psalmul 105:4. Sau căutați pe Domnul și sprijinul Lui. Căutați necurmat fața Lui, 1 Cronici 16:11. În al cincilea rând, pentru ca să rezistăm ispitelor vieții. Sunt oameni care spun, nu pot să mă las de țigări.
O grămadă de tineri îmi spun, frate Luigi, nu pot să mă las de, și înșiră păcate specifice tinereții. Oamenii nu se pot lăsa de, pentru că ispitele sunt mai mari și mai puternice decât ei. Scriptura spune, vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Omul care se roagă și care este atent prin rugăciune, se poate întâmpla să aibă un accident, dar nu să trăiască în păcatul acela, făcând din accident un mod de viață. S-ar putea să constați că te-a dus vorbirea prea departe, dar asta nu mai faci și mâine, și nu mai faci și poi mâine și în fiecare zi. Vezi că ai greșit, te oprești, te dai un pas înapoi, părăsești păcatul și ești atent, știind că ești predispus să cazi în asta. Unora le place mai mult o mâncare decât alta. Și dacă nu ai voie să o mănânci, știi bine că ești foarte atras de mâncarea aceea, pentru că ai o predispoziție personală spre ea. Tot la fel există ispite mai mari pentru unii decât pentru altele. Pentru că fiecare om este predispus înspre anumite păcate mai mult decât înspre altele. Spre exemplu, țigările s-ar putea să nu fie un păcat pentru unul, dar o mare tendință pentru altul. Și atunci el trebuie să știe că e sensibil la țigări și să se țină departe, să vegheze, să stea departe de asta. Trebuie să ne rugăm pentru ca să rezistăm ispitelor vieții și trebuie să ne rugăm pentru ca să avem o viață împlinită și plină de bucurie. Spunea Domnul Iisus în Ioan 16:24, până acum n-ați cerut nimic în numele meu, cereți și veți căpăta pentru ca bucuria voastră să fie de plină. Ce se întâmplă dacă nu cerem? Nu avem. Și ce se întâmplă cu bucuria? Nu avem bucurie. Ați văzut pocăiți întristați? Ați văzut pocăiți extrem de frustrați? Dar nu e vorba de o frustrare ca eveniment, ci e vorba de o frustrare ca mod de viață. Unde e bucuria de care vorbește Hristos? Cine ne-a luat-o? Tot timpul dăm vina pe oameni, tot timpul dăm vina pe împrejurări, tot timpul dăm vina pe sisteme, pe organizații, dar niciodată pe noi. Și tocmai de aceea nu o să o reparăm niciodată, pentru că nu mergem la cel care e vinovat. Bucuria este un privilegiu acordat oamenilor lui Dumnezeu în urma rugăciunii. Iar rugăciunea e modul să te smerești și să nu mai vezi pe nimeni vinovat în afară de tine. Iar dacă totuși cineva e vinovat, Dumnezeu să se judece cu el, pentru că el este Dumnezeul oamenilor. Pentru ca să primești putere spirituală în viața personală și în viața de slujire, spunea Domnul Iisus, veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și atunci îmi veți fi martori începând din Ierusalim și așa mai departe. Sau, dacă unul dintre voi are un prieten și se duce la miezul nopții și îi cere, împrumutăm niște pâini și el spune nu am, dar insistă. Știți bine ce spune Domnul Iisus Hristos aici, insistă și roagă-te și nu te lăsa, pentru că vei primi până la urmă. Și ce primești te satură pe tine și pe prietenul tău, altfel nici tu n-ai și nici prietenul tău nu are. Și foamea te întristează, te slăbește, te dezamăgește, foamea nu-i bună, în sensul că niciun om înfometat nu-i bun de ceva bun. Pentru că lucrătorii lui Dumnezeu să aibă succes în slujire, trebuie să ne rugăm pentru ca lucrătorii lui Dumnezeu să aibă succes în slujire. Dumneavoastră acceptați că astăzi foarte mulți oameni, nu numai că nu se roagă pentru lucrători, dar cu ochii pe ei să vadă unde greșesc. Dacă greșesc un cuvânt, cuvântul acela îl țin minte, toată predica nu. Nu numai că nu se roagă pentru ei, întreb eu, cât succes pot să am eu când mă uit la dumneata și văd cu ce duh te uiți la mine? Câtă încurajare au oamenii aceștia când știu ce se discută pe holuri? Cât de încurajați sunt oamenii ăștia când știu ce se discută la Starbucks? Pavel spunea, rugați-vă pentru noi să fim întăriți. Pavel a avut nevoie să fie întărit, că-i slab, dar lui Gimițoi nu, că-i tare, nu? Tot dăm în el și vrem să fim tare. Și tot îl ciocănim și vrem să fim tare. De unde tărie? Pavel spunea bisericii, rugați-vă pentru mine. Sunt un om, am nevoie de resurse. Nu mă lăsa singur, e prea mare lucrarea lui Dumnezeu. E prea multă responsabilitate. Sunt un om ca voi, fraților. Uniți-vă cu mine, să-l biruim pe diavolul, chemați-l pe Domnul! Stăm și ne uităm ca la un spectacol, să vină specialistul și să cânte, să facă show.
Frați și surori, asta nu e atitudine duhovnicească. Roagă-te pentru predicator. Roagă-te să-l ridice Dumnezeu din greșeala pe care o face. Să-i deschidă Dumnezeu ochii. Critica nu ridică pe nimeni. Reproșurile nu ridică pe nimeni. Partidele nu ridică pe nimeni. Nemulțumirile nu ridică pe nimeni. Spunea Domnul, rugați pe Domnul să scoată secerători. Întotdeauna cei mai buni secerători sunt secerătorii din alt oraș. Nici Domnul Iisus ca secerător în orașul lui n-a fost bun. Când a fost musafir și s-a dus în Galileea, cea mai mare lucrare a Domnului și-a desfășurat-o în Galileea. Pentru că în Iudeea, unde s-a născut, oamenii îl disprețuiau și nu-l apreciau ca pe Fiul lui Dumnezeu, ci ca pe Fiul Mariei și al lui Iosif. Și Domnul însuși spune despre sine, nu pot să fac nicio lucrare aici. Era același Dumnezeu, avea aceeași putere. Atunci când nu cunoști pe predicator, aștept să-l asculți, nu știi nimic despre el, nu știi nimic despre familia lui și ți se pare că e sfânt, pentru că e din alt oraș. Tendința aceasta să nimicim oamenii care sunt între noi, să intrăm în concurență cu ei, în conflict cu ei, în opoziție cu ei, e foarte mare. Și când ajungem aici, asta reflectă maturitatea noastră, motivațiile noastre și interesele noastre. Spune cuvântul Domnului mai departe, vă îndemn fraților pentru îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos, pentru dragostea Duhului, luptați-vă împreună cu mine pentru rugăciunile voastre, ca să fiu izbăvit în slujbă, în slujba pe care o am la Ierusalim și să fie bine primită de sfinți și să ajung la voi cu bucurie, sau în 2 Corinteni 1 cu 11, voi înși vă ne veți ajuta cu rugăciunile voastre. Sau în Efeseni 6 cu 18, faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri. Sau în Filipeni 1 cu 19, știu că lucrul acesta se va întoarce spre mântuirea, și, spre mântuirea mea prin rugăciunile voastre. Sau în Coloseni 4, 3 cu 4, rugați-vă totodată și pentru noi, ca Dumnezeu să ne deschidă ușă de cuvânt, ca să putem vesti taina lui Hristos. Sunt foarte multe versete biblice unde predicatorii cer ajutorul bisericii. Fraților, e ușor să stai pe bancă și nu greșești cu nimic când stai pe bancă. Dar atunci când vorbești la sute de oameni, nevoi diferite, pretenții diferite, obiceiuri diferite, stări sufletești diferite, așteptări diferite, uneori greșești, dacă nu pentru toți, cel puțin pentru unii. Și azi greșești la unul, mâine greșești la altul, poimine greșești la altul și în 5 ani greșești la jumătate dintre ei. Și dacă oamenii ăștia nu te iartă și nu trec cu maturitate peste, cum mai primesc predica? Pavel spune, rugați-vă pentru mine. Câtă maturitate vă trebuie să vă rugați pentru oamenii aceștia care sunt aici și care uneori vă greșesc? Ce simplu e să-i spui, nu mai pot să-l văd. Unde ajungem în condițiile astea? Nu e asta lucrarea diavolului? Nu suntem în stare la vârsta asta să o identificăm? Unde ajungem în felul ăsta, fraților? În al nouălea rând, pentru ca vindecarea pe cale supranaturală a bolilor incurabile să fie prezentă, spunea Biblia în Iacov 5 cu 14, rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoșa. E o promisiune a Bibliei care trebuie însușită prin credință. Sau, Petru a scos pe toată lumea afară, a îngenunchiat și s-a rugat, apoi s-a întors spre tub și a zis, Tabita, scoală-te! Ea a deschis ochii când a văzut pe Petru a stat în capul oaselor. Fapte 9 cu versetul 40. În al 10-lea rând, noi trebuie să ne rugăm pentru eliberarea de duhuri. Scriptura ne spune următorul lucru, acest tip, acest soi de draci, de duhuri, nu ies decât cu rugăciune și cu post. Rugăciunea este o atitudine care manifestă autoritatea spirituală, o atitudine a slujitorilor și o atitudine a fraților și surorilor din biserică. Noi trebuie să avem această îndrăzneală. Definiții biblice pentru rugăciune. Rugăciunea este comunicarea omului cu Dumnezeu sub mai multe aspecte. Invocarea lui Dumnezeu, strig către tine, căci mă asculți, Dumnezeule, pleacă-ți urechea la mine, ascultă cuvântul meu. Psalmul 17 cu 6, invocarea lui Dumnezeu.
chemarea lui Dumnezeu. Apoi, chemarea numelui Domnului. Lui Set i s-a născut un fiu și a pus numele Enos. Atunci au început să cheme oamenii în numele Domnului. Sau strigarea către Domnul. Eu strig cu glasul meu către Domnul și El îmi răspunde de pe muntele Lui cel Sfânt. Psalmul 3:4. Înălțarea sufletului către Dumnezeu. La Tine, Doamne, minal sufletul. Câte valențe are rugăciunea? Este ca o tablă de șah. Este ca un caiet de matematică și fiecare pătrățică poartă o altă manifestare a rugăciunii diferită de altele. Venirea cu încredere la torul Hanului, să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul Harului ca să căpătăm îndurare și să găsim Har pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie, Evrei 4:16. Sau apropierea de Dumnezeu, să ne apropiem de El cu o inimă curată, stropită. Sau ca un copil care se adresează Tatălui și voi n-ați primit un duc de robie ca să nu aveți frică, ci ați primit un duc de înfiere ca să ne face, care ne face să strigăm Ava. Ascultați-mă un pic acum aici. Cuvântul Tată e un cuvânt care reflectă intimitatea. În Vechiul Testament, cuvântul Tată e folosit doar de 7 ori. Niciodată într-o rugăciune personală. Niciodată. Ci tot timpul este chemat la nivel de națiune ca și popor iubit de Domnul. Însă, în Noul Testament, cuvântul Tată e folosit de 258 de ori. Pentru că Noul Testament reflectă relația spirituală dintre om, care are poziția de fiu, și Dumnezeu, care are poziția de tată. Termenul acesta este un termen care reflectă intimitatea pe care o are doar copilul cu tatăl. Noi suntem oficiali unii cu alții, dar când noi vorbim cu membrii familiei, nu mai suntem oficiali, devenim familiari. Devenim foarte familiari pentru că ani de zile petrecuți împreună ne-au pus în situația să ne permitem anumite lucruri. Tată, cuvântul tată, reflectă intimitatea dintre două persoane, dintre fiul și tatăl. Apoi, un copil care dorește să fie cu tatăl, nu numai care îl strigă pe tatăl. Iaebeț a chemat pe Dumnezeul lui Israel și a zis, dacă mă vei binecuvânta și îmi vei întinde hotarele, dacă mâna ta va fi cu mine, dacă mă vei feri de nenorocire, în așa fel încât, și așa mai departe, 1 Cronici 4:10. Sau, ca un copil care cere ceva de la tatăl, iată dar, strigă la tatăl, dorește ceva de la tatăl, cere ceva de la tatăl. Când vei închide cerul și nu va mai fi ploaie din pricina păcatelor făcute de popor împotriva ta, dacă poporul va cere ceva de la tine, ascultă-l! Este speranța pe care au copiii lui Dumnezeu, pusă în evidență de rugăciunea lui Solomon la dedicarea templului. Sau ca un copil care așteaptă ceva de la tatăl. Spunea David în Psalmul 10, versetul 17, tu auzi rugăciunea celor ce suferă, Doamne, Tu le întărești inima, Tu-ți pleci urechea înspre ei. Ne apropiem de încheiere vorbind despre condiții pentru rugăciunea ascultată. Condiții pentru rugăciunea ascultată. Atunci când am făcut studiul acesta uitându-mă în Scriptură, mi-am dat seama că o să vin cu așa de mare mulțime de condiții, le-am luat pe cele mai multe pe care le-am găsit în Biblie. Nu pe toate, dar pe cele mai multe și pe cele mai importante pe care le-am găsit în Biblie. Personal, am avut o strângere de inimă, pentru că sunt multe și toate sunt la fel de importante. Ele sunt toate exclusive. Uitați ce spune cuvântul. Condiții pentru ca o rugăciune să fie ascultată. 1. Să ne rugăm cu încredere că Dumnezeu ne ascultă, nu doar că ne aude. Să ne rugăm cu încredere și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Și cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă. Trebuie să creadă. 2. Să ne rugăm insistent până când problema se va rezolva. Fiți dar îndelung răbdător, fraților, până la venirea Domnului. Iată că agricultorul așteaptă sămânța care o pune în pământ să crească. Cât așteaptă? Așteaptă 5-6 luni, nu? Sau 3-4. Dar așteaptă cu nădejde. E legea firii să crească ce a pus în pământ. E legea Duhului să te asculte Dumnezeu când te rogi. Trebuie să te rogi cu această încredere și să te rogi stăruitor până când Dumnezeu te ascultă. Avram e un exemplu, s-a rugat 10 ani, Dumnezeu l-a ascultat.
Ilie, aduceți-vă aminte, s-a rugat de 7 ori. 1 Împărați, capitolul 18. Domnul Iisus în Matei 7 spune, cereți și vi se va da. Căutați și vei deschide, bateți și vi se va deschide. Aici e ideea insistenței, nu te lăsa, nu-ți pierde încrederea, Dumnezeu nu-i un om. Apoi trebuie să ne rugăm cu hotărâre, să ne rugăm cu convingere. Cuvântul spune, deci dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu atât mai mult Tatăl vostru care e în ceruri va da lucruri bune celor ce le cer. Matei 7:11. Trebuie să ai această convingere, această hotărâre. Du-te la Dumnezeu hotărât, nu te duce cu inima îndoită. El e Dumnezeu. Apoi, să ne rugăm conform voiei lui Dumnezeu, să nu ieșim din voia lui Dumnezeu. Să nu ne rugăm, Doamne, pedepsește-l pe cutare. Asta nu e după voia Domnului. Îndrăzneala pe care o avem la el este că dacă cerem ceva după voia lui, ne ascultă. Să ne rugăm cu o inimă curată. Evrei 10:22. Să ne apropiem cu o inimă curată. Sau să ne rugăm adresându-ne Tatălui, Tatăl nostru care ești în ceruri. Așa ne-a învățat Dumnezeu, Domnul Iisus, să ne rugăm. Să ne rugăm Tatălui. Apoi, să ne rugăm în numele Domnului Iisus Hristos și orice veți cere în numele meu, vă va fi dat pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Ioan 14. De menționat că nu se fac rugăciuni în numele niciunui sfânt. Nu se fac rugăciuni în numele niciunui nume, decât în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, Fiul lui Dumnezeu. Lăudați să fie Domnul! Să ne rugăm inspirați și călăuziți de Duhul Sfânt. Faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și vegheați la aceasta cu stăruință și rugăciune pentru sfinți. Efeseni 6:18. Sau să ne rugăm cu dorința să nu mai păcătuim. Astăzi ai căzut într-un păcat. Nu ți-e în caracter, nu e un mod de viață. Ai căzut într-un păcat. În primul rând, să-ți pară rău. În al doilea rând, să-ți mărturisești păcatul. În al treilea rând, să-l părăsești. În al treilea rând, să-l părăsești. Pentru că dacă trăiești în păcat, ce înseamnă să trăiești în păcat? Să trăiești în păcat să-l faci azi, mâine, poimâine și în fiecare zi sau o dată pe săptămână. Adică să nu-l părăsești. De fiecare dată îl mărturisești și de fiecare dată te întorci la el. Ăla nu-i păcat părăsit, îl mărturisești, dar ce folos, că mâine îl refaci, adică îl faci din nou. Atunci când te rogi, trăind în păcat, fără să-l părăsești, Dumnezeu nu te ascultă. Uitați ce spune cuvântul Domnului, nu mai reflectați la ce spune Evanghelia, frați și surori. Mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea lui prea tare ca să audă, ci nelegiuirile noastre pun un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Și multe alte versete biblice care vorbesc despre faptul că Dumnezeu nu-i ascultă pe păcătoși. Și dacă aș fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, Dumnezeu nu m-ar fi ascultat, spune înțeleptul în Proverbe. Sau o altă condiție, numărul 10, să ne rugăm fierbinte. Uitați ce spune Scriptura, mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Câte condiții sunt aici? 2. Fierbinte și neprihănit. Omul care se roagă trebuie să fie neprihănit, el ca om trebuie să fie neprihănit și rugăciunea lui trebuie să fie fierbinte. Vă rog să-mi spuneți, ce înțelegeți dumneavoastră prin rugăciune fierbinte? Apoi, să ne rugăm după ce am iertat tot ce ne-a greșit cineva. Dacă avem ură în inima noastră și resentimente, fraților, ne amăgim. Asta spune Evanghelia, iar dacă această Evanghelie are dreptate, noi nu avem. Așa spune Scriptura. În vremea aceasta este foarte ușor să ai ceva cu cineva. Trebuie o muncă a sufletului teribilă ca să-ți păstrezi cugetul curat și să nu urăști pe nimeni. Să-i lași pe oameni slobo, să-i pui în mâna lui Dumnezeu. Dar tu personal să nu-i faci responsabil și să-i lași liberi. Să este o muncă teribilă. Foarte grea, foarte grea. Spune cuvântul Domnului. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății. Oricine zice fratelui său prostule va cădea sub pedeapsa soborului. Oricine îi zice nebunule va cădea sub pedeapsa ghienei. Așa că dacă ți-aduci darul la altar și acolo ți-aduci aminte și așa mai departe.
Apoi, când ne rugăm, trebuie să avem relații bune în familie. Vi s-a întâmplat să veniți la biserică timp în care sunteți deja certați cu partenerul? În 20-30 de ani de pocăință vi s-a întâmplat? Să nu dați din cap în niciun fel, să stați liniștiți. Doar răspundeți conștiinței dumneavoastră, vi s-a întâmplat asta vreodată? Ascultați cuvântul. Bărbaților, purtați-vă și voi cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii fiind mai slabă, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, atenție, consecința, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Ca să nu fie împiedicate. Trebuie să recunoaștem că există riscul să venim la adunare și să ne simțim înfrânți, să nu avem autoritate în rugăciune, să stăm cu capul plecat ca un pipirig. Uneori fugim de cină, fugim de predică, fugim de cântare, sunt frați care spun nu mai pot să cânt, de ce am o problemă. Nu mai pot să predic, am o problemă, nu pot să dau cină, am o problemă. Viața de familie te oprește, îți dă arii sau ți le taie. Să nu ne rugăm în mod egoist. Cereți și nu căpătați pentru că cereți rău, cu dorința să risipiți în plăceri personale. Nu ascultăm de cuvântul Domnului. E o condiție să asculți de cuvântul lui Dumnezeu. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân cuvintele mele în voi, cereți orice și vă va fi dat. Acum punem negația. Dacă nu rămân în voi cuvintele mele, degeaba cereți, că nu va fi dat. Fraților, noi mai credem în această Evanghelie? Sau înșirăm acatiste? Există măcar o persoană care în seara aceasta va schimba măcar puțin din modul lui de viață? Trebuie să ne rugăm într-o stare de neprihănire. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Noi cerem multe lucruri pe deasupra. Dar neprihănirea e condiția. Sau orice vom cere vom căpăta de la el, fiindcă păzim poruncile lui. Da, dacă nu le păzim. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Da, dacă nu e neprihănit. Rugăciunea celor fără prihană e plăcută. Da, dacă nu-s fără prihană. Dacă aș fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, nu m-ar fi ascultat Domnul. Da, dacă am cugetat. Să ne rugăm cu stăruință. Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune. Ilie pe Carmel cu stăruință s-a rugat. Domnul Iisus Hristos în Ghețiman de 3 ori a spus aceleași cuvinte. Vegheați în tot timpul și rugați-vă. Luca 21:36. Vegheați tot timpul. Oamenii spun, eu nu găsesc în Biblie că trebuie să mă rog insistent. Dacă nu găsești în Biblie că trebuie să te rogi insistent, ascultă-mă pe mine că eu am găsit. Ia-ți 20 de secunde și ascultă-mă. Ei stăruiau în rugăciune, Fapte 2:42. Noi vom stărui necurmat în rugăciune, Faptul 6:4. Stăruiți în rugăciune, Roman 12:12. Să vă luptați împreună cu mine în rugăciune, Roman 15:30. Să vă obișnuiți cu rugăciunea, 1 Corinteni 7:5. Să faceți tot felul de rugăciuni, cu toată stăruința, Efeseni 6:18. Stăruiți în rugăciune și în cereri, Efeseni 6:18. Stăruiți zi și noapte în cereri și în rugăciune, 1 Timotei 5:5. Rugați-vă neîncetat, 1 Tesaloniceni 5:17. Fiți înțelepți și vegheați în vederea rugăciunii, 1 Petru 4:7. Nu-s destule versetele astea? Și vreau să ne oprim aici, frați și surori, și nu știu ce simțiți dumneavoastră în inima dumneavoastră, dar știu ce simt eu. Simt că ar trebui să ne aplecăm înaintea Domnului și să ne simțim responsabili față de Dumnezeu. Și fiecare dintre noi în seara aceasta să ne facem un bilanț și să ne întrebăm care e viața noastră de rugăciune astăzi. Iar dacă ea nu există, cine a distrus-o? A distrus-o păcatul, nemulțumirea, un anturaj rău care ne bagă în cap tot felul de lucruri de gunoaie și devenim și nu mai putem să privim oameni în față? Vine și îmi spune, știi de el și dintr-o dată eu îl văd pe el prin prisma la ceea ce mi-a spus. Nici nu verific dacă e adevărat sau nu, că nici nu am cum să verific. Și în felul acesta, jumătate din frații din biserică nu mai sunt buni, pentru că am o sursă care aduce gunoi în viața mea, iar eu devin depozitul de gunoi al lui. El ia gunoiul din viața lui și îl aruncă în viața mea. Și eu mă bucur, eu spun că la asta sunt chemat.
Vă chem în seara aceasta să ne întrebăm, care este viața noastră de rugăciune? Mă întreb, poate fi viața de rugăciune personală mai bună decât cea publică? Vreți dumneavoastră să îmi spuneți mie că o persoană care nu vine la biserică să se roage, se roagă acasă foarte mult? S-ar putea să fie excepție astfel de oameni, dar de obicei nu. Cine nu vine să se roage la biserică, sigur vorbesc de timpul liber. Nu vorbesc de oamenii când sunt la lucru, când sunt bolnavi sau când au probleme personale. Eu vorbesc de disponibilitate aici. De timpul pe care oamenii l-ar putea folosi la biserică dacă ar vrea să-l folosească. Dacă un astfel de om nu aleargă la biserică să se roage, ascultați-mă, frați și surori, el nu se va ruga acasă. Pentru că motivele care îl opresc să vină la biserică să se roage, îl vor opri să se roage acasă. Nu vă pot convinge, vă pot doar informa. Însă vreau să vă spun că v-am spus tot ceea ce Domnul mi-a pus pe inimă cu toată libertatea și cu toată responsabilitatea, crezind din tot sufletul că măcar o mică diferență în inima mea și în inima dumneavoastră vor face aceste cuvinte. Urăsc să predic de dragul de a predica, doar pentru că este serviciu divin. Vreau să predic unor oameni în mod concret despre probleme reale, să-i privesc ca pe niște ființe care împreună cu mine trebuie să ajungă în cer și să vorbim despre probleme care există și pe care trebuie să le eliminăm. Dar dincolo de asta, pocăința rămâne o problemă personală. Vă cer în această seară cu îngăduință să ne oprim fiecare în dreptul nostru și să rugăm pe Domnul să ne dea putere să ne întrebăm cum e viața noastră de rugăciune și în funcție de răspuns să luăm atitudine. Vă invit să ne ridicăm și să ne rugăm. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia.